La Clubul Steaua București se face performanță, dar viitorul nu este neglijat. Secția feminină de gimnastică a pornit un program de inițiere, iar rezultatele sunt mai mult decât încurajatoare. Peste 40 de fetițe sunt înscrise deja și fac inițiere în gimnastică la Clubul Steaua, sub atenta îndrumare a antrenoarei Tania Botea. Dar lucrurile nu se opresc aici. Clubul Steaua București are planuri mari cu secția de gimnastică și invită în continuare părinții să-și aducă copiii la moderna sală din complexul sportiv Ghencea. Programul de antrenament este de luni până joi între orele 19 și 20:30, iar înscrierile se fac direct la sala de gimnastică la doamna Tania Botea. Taxa de înscriere este de 150 de lei pentru 8 ședințe. Ce înseamnă programul de inițiere la secția de gimnastică a Clubului Steaua? Programul de inițiere înseamnă fetițe începând cu vârsta de 4 ani până la 8 ani. Am fetițe și de 10, chiar 12 ani, dar ele știu că nu vor merge la performanță, dar pentru dezvoltarea armonioasă și o pregătire bine a organismului, da, facem mișcare. Iar cu cele mici, noi tragem nădejde să mergem mai departe. Ce le oferă Clubul Steaua copiilor care vin să facă gimnastică? În primul rând, această sală superbă, care este foarte bine dotată. Anul trecut am primit câteva saltele foarte bune, s-au zbătut domnii antrenori și doamnele antrenoare și am reușit și am înțeles că o să mai primim. Ce calități dezvoltă practicarea gimnasticii? În primul rând, o ținută, o postură foarte bună, eleganță și, nu în ultimul rând, o pregătire fizică foarte bună. Dezvoltăm toate grupele musculare. Nu trebuie neapărat să faci un sport de performanță, dar te dezvolți bine, armonios, ceea ce e important pentru toată lumea. Câți copii aveți acum în programul de inițiere și care e targetul dumneavoastră, ca să zic așa? În momentul de față am 40 de copii. Eu îmi doresc 100 de copii. Lucrez în serii, pe serii. Am făcut două grupe. De la 1 februarie fac a treia grupă.